Bună ziua, prieteni dragi, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, cum că am ieșit un pic afară, l-am găsit pe soțul care va prepara tratamentul pentru pom, tratamentul care se face, primul tratament care se face acum pentru iarnă. Și el o să vă explice, lucrând în domeniul de 20 de ani în pomicultură, o să vă explice cum se face acest tratament și care sunt Pașii de urmat. Bună ziua, dragii mei! Pentru început vom avea nevoie de o pompă de stropit, două găleți, un cântar de bucătărie și produsul care îl optăm pentru a stropi. Eu am optat pentru produsul Alcoplural 50PU, datorită faptului pentru că eu am în grădină pomi mixti și combate mai multe boli dăunătoare, la care combate la măr, păr, gutui, cireș, vișin, prun, viță de vie, și în continuare tomate ceapă, ceea ce ne interesează prea puțin. În general, deci acoperă toată gama de pomicultură, cu mici excepții. Pentru aceasta, vom da drumul la cântar. În momentul când dăm drumul la cântar, lăsăm paharul pe cântar, s-a calibrat cântarul. Compoziția aceasta cu Alcoplural se pune 30 de grame la 10 litri de apă. Deci 0,3%, aia înseamnă 300 de grame la 100 de litri sau 30 de grame la 10 litri de apă. Eu am găleata de 15 kg, asta înseamnă 45 de grame la fiecare găleată. 45 de grame la o găleată, 45 de grame la cealaltă găleată. Vom pune compoziția și ne vom uita pe cântar. Deja am pus prea mult, după cum se vede, 64 de grame, căscăm punga mai mult și punem aici până vom obține 45 de grame. Eu voi pune 50 de grame datorită faptului că anul trecut au fost puțin afectați pomii de monilioză, dar normal se pune 45 de grame la 15 litri de apă sau 30 de grame la 10 litri. Am terminat cu prima compoziție pentru prima găleată, răsturnăm în găleată. Completăm a doua compoziție pentru a doua găleată. 38 de grame mai trebuie să punem. 49 de grame, 1 gram și s-au făcut 56 de grame. Ia să vedem acum. 52 de grame. Sunt mulțumit. 50-52 de grame, nu e o diferență foarte mare. Luăm a doua compoziție și o punem în găleata următoare. După aceea, vom completa cu apă și vom mesteca foarte bine. După cum se vede, am completat cu apă compoziția care am cântărit-o și acum mixăm puțin cu tija de la pompă, mixăm puțin compoziția pentru a se mesteca și omogeniza soluția. Ce se întâmplă? În momentul în care se amestecă Alcopluralul cu apa, se provoacă o reacție. O reacție acidă. Aciditatea, în momentul în care a stropit pomii, aciditatea omoară bacteriile și ouăle larvelor din scoarța copacului și de pe pom. Pentru aceasta se face prima stropire de iarnă, care de preferat după căderea frunzelor toamnă, către iarnă, noiembrie-decembrie. Am mixat prima găleată, mixăm și a doua găleată. De preferat, și dacă găsiți în comerț, aceste pompe de stropit Axel sunt extraordinar de bune, foarte performante și se reglează jetul de se stropește până la maxim 5 metri în înălțime. Tu ai luat-o din Italia pe asta? Da, această pompă am achiziționat-o din Italia și are în jur de 10-15 ani de zile, până la 15 ani de zile. Am terminat de mixat. Lăsăm pompa jos, după care se ia soluția. Opa. Și se va pune în pompă. Am băgat soluția în pompă și acum ne pregătim de stropit. După cum se vede, pulverizează foarte bine și trebuie stropit pomul de sus până jos. Prima dată începem cu laterala asta,
iar după aceea ne întoarcem pe partea cealaltă. Mergem în continuare. Aceștia sunt băiat foarte bine. Sunt niște pomi tineri care i-am plantat. După cum se vede, acești pomi se îmbăiază extraordinar de bine, inclusiv și tulpina. Iar următorul tratament va fi la sfârșitul februarie. Soluția care cade pe jos nu este o problemă, datorită faptului că este un foarte bun dezinfectant și omoară bacteriile din sol, rezultate din urma din căderea ramurilor și a frunzelor. Dacă v-a plăcut, vă aștept. Acum eu îl voi lăsa pe soțul meu să-și continue tratamentul și vom reveni și cu următorul tratament care se va face din alte produse în luna lui februarie-martie. Dacă v-a plăcut acest videoclip, aștept să vă abonați în continuare la canalul meu de YouTube. Nu uitați, abonează-te în partea dreaptă sus și nu uitați și de acel clopoțel care va apărea, să apăsați pe el pentru a putea vedea toate videoclipurile pe care le vom posta. Vă doresc o zi bună, la revedere!